Și frate,
și plăcut sufletește, am putea spune, pentru că, iată, Bunul Dumnezeu a rânduit ca și în anul acesta, la cea de-a 15-a ediție acestui concert de colinde, să fim prezenți mai la început în număr mare, dar și spre final, la sfârșit, iată, un număr mare, am rămas aici, deși timpul acesta pentru colinde, așa cum dacă priviți la ceas, s-a lungit un pic. Însă, atunci când trăiești cu adevărat creștinești, atunci când simți că se apropie acest mare praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu poți să nu te salți de bucurie și să te simți sufletește în rai, ca să spun așa, așa cum ni s-a dat mesajul acesta prin frumoasele colinde. Și tot ceea ce s-a cântat în seara aceasta aici, cred că pun în imposibilitatea de a rosti cuvinte pe un vorbitor cât de iscusit ar fi el. Eu nu vreau acum să vă mai plictisesc la final, ci vreau doar așa să mulțumim mai întâi Bunului Dumnezeu că ne-a adunat și ne-a îngăduit să fim din nou împreună în anul acesta, iată și preoți cu grupuri de colindători din toată zona aceasta binecuvântată a Bucovinei, domnul viceprimar de aici din municipiul Rădăuți, iată și domnul primar de la marginea, în frumosul port acesta îmbrăcămintea noastră aceasta tradițională, copiii aceștia atât de frumos îmbrăcați, parcă n-ai cum să rostești cuvinte, totul vorbește de la sine. Deci mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darul acesta, ca și în anul acesta să fim aici prezenți, să putem cânta frumoase colinde. Și iată, așa noi cum ne-am obișnuit din anii trecuți, poate ca o explozie de bucurie, am bătut și din palme un pic. Cred că poate pe viitor, dacă dă Bunul Dumnezeu, fiind într-o biserică, în casa lui Dumnezeu, unde trebuie să se înalțe mai mult sufletul decât trupul nostru, poate pe viitor vom încerca să nu batem din palme, ci să batem din sufletele noastre, să vibrăm din inimile noastre cu adevărat în liniște și în taină, respectând poate mai mult pe pruncul Iisus, care vine în mijlocul nostru, ca să ne aducă bucuria înnoirii, bucuria păcii și a liniștei divine, bucuria mântuirii noastre a tuturor. Dacă am mulțumit și mulțumim întotdeauna Bunul Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă, cred că este normal, cred că sunteți cu toții de acord cu mine, ca să mulțumim gazdelor noastre de aici, cum s-a și cântat în finalul concertului de colinde, părintelui paroh de aici, Nicolae Vârtea, care ne-a primit și în anii care au trecut cu atâta dragoste și acum aici, să mulțumim în același timp și părintelui Ilie Sfârnaciuc, slujitor aici la Catedrala din Rădăuți, care în fiecare an și în anul acesta s-a ocupat de buna desfășurare acestui concert de colinde și s-a străduit ca să adune, să dea telefoane, să vorbească cu preoți, cu formații de colindători din atâtea parohii, din atâtea zone. Important este ca noi să avem un mesaj pentru trăirea noastră duhovnicească din aceste întâlniri și în aceste frumoase îngânări de colinde. Eu, după mine, gândesc următorul lucru. Cel care nu-i creștin adevărat, cel care nu merge la biserică în duminici și în sărbători, cel care nu se spovedește și nu se împărtășește în postul Crăciunului și nu-și pregătește ieslea sufletului pentru a-L primi pe pruncul Iisus, acela degeaba cântă colinde, pentru că nu știe de ce se bucură. Un creștin adevărat, care vine la biserică, care se spovedește, care se împărtășește, care primește, se unește în Sfânta Taină a Sfintei Euharistii, se unește cu Hristos, acela cred că merită să colinde și să se bucure, pentru că prinde realitate ceea ce spune și ceea ce simte și cântă el. Așa că toți adunați
în acest concert de colinde și cei care au cântat și noi ceilalți care am ascultat, dar cred că fiecare în sufletul nostru și inima noastră am îngânat și am cântat, să dea Bunul Dumnezeu ca să avem, când iată vine pruncul Iisus și în anul acesta, la nașterea Lui, la plinirea vremii, să dea Bunul Dumnezeu să avem pacea și liniștea sufletească în casă, în familie, să trecem la Sfintele Sărbători peste obiceiurile noastre legate mai mult de trup și să punem mai mult preț pe sufletul nostru pentru care Mântuitorul Hristos vine ca prunc și ne bucură și să primim ca răspuns la hainele pe care noi le dăm Lui, aceste scutece frumoase pe care le dăm Lui ca prunc, să primim haina Lui mântuitoare în care ne îmbracă pe toți și prin taina Sfântului Botez, dar și prin celelalte sfinte taine și ne îmbracă mai ales în veșnicie și în fericire împreună cu Tatăl de-a dreapta Lui în cer. Mulțumim încă o dată Bunului Dumnezeu, Părintului Păroc Gazdei, Părintului Sfârnaciuc, mulțumim tuturor părinților, tuturor grupurilor de colindători care s-au ostenit și au venit aici. Și pentru că mai înainte de acest concert frumos de colinde s-a săvârșit și rânduiala paraclisului Maicii Domnului, slujbă, preoții vor rămâne în final aici și cei care doriți o să fiți miluiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă spunem sărbători fericite, la mulți ani și tot ce este bun și frumos în casa și în familia dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute!